14 noiembrie. Azi pomenim pe Sfântul Apostol Filip. Lângă Marea Galilei era o cetate ce se numea Vitsaida, aproape de Horazin și de Capernaum, iar Vitsaida înseamnă prelimba evrească casa vânătorilor, pentru că viețuiau acolo vânători de pește. Într-acea cetate s-au născut trei apostoli, Petru, Andrei și Filip. Petru și cu Andrei erau pescari și se îndeletniceau cu vânzarea peștelui până ce au fost chemați de Hristos la apostolat. Iar Filip, în copilăria lui, a fost dat de părinți să învețe carte și a ajuns iscusit în Sfânta Scriptură, înțelegând bine toate prorocirile despre Mesia cel așteptat. Iar el, auzind chemarea Domnului, îndată l-a crezut a fi adevăratul Mesia și a mers după dânsul, luând aminte la viața lui preasfântă și urmând sărăciei lui, apoi a învățat de la dânsul dumnezeiasca înțelepciune, cu care avea să înțelepțească nebunia neamurilor. În această zi se lipește gura sobei, ca să se lege și gura lupului. Gospodina n-are voie să măture prin casă sau să dea gunoiul afară. Prin unele părți se mătură noaptea și gunoiul se ține strâns după ușă 3 zile, după care se arde iază și apoi se aruncă afară. De asemenea, gospodina n-are voie să coasă, mai ales cu roșu, să împungă în piele sau să ia acul ori alt lucru ascuțit în mână, să nu macine, să nu toarcă, să nu pieptene lâna și să nu dea nimic cu împrumut, mai ales sărături și foc. Vorbe din bătrâni spun că dacă dă cineva cenușă cu cărbuni în noaptea de Filip, vine lupul și mănâncă ceva de pe lângă casă. Dacă n-are ce mânca, atunci îl mănâncă pe om. Astfel, gunoiul nu trebuie dat afară în timpul Filipilor. Dacă ar fi dat afară, lupii ar scormoni prin el în căutarea cărbunilor.